Incendiul a izbucnit aseară după ora 23 în comuna Găneasa. Autoturismul era parcat în fața casei proprietarului când a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit imediat, însă mașina arsese deja în totalitate. Detașamentul de pompieri Slatina a fost solicitat să intervină în urma unui apel la 112 în localitatea Găneasa pentru stingerea unui incendiu. Ajuns la fața locului, pompierii au acționat cu 3 auto speciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj smurt. A ars un autovehicul în totalitate și acoperișul casei proprietarului pe o suprafață de 40 de metri, precum și acoperișul unei anexe gospodărești. Incendiul a fost stins cu greu de pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Intervenția a durat aproximativ 2 ore jumătate. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit la instalația electrică a autoturismului. Înainte de izbucnirea incendiului, proprietarul făcuse câteva lucrări de reparație la autoturism. Valoarea pagubelor înregistrate se ridică la aproximativ 15.000 de lei.